găsit, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Un bărbat din comuna Lelești este cercetat sub acuzația de corupție sexuală. Detalii imediat în jurnal. 20 de lideri de sindicate din minerit și energie au protestat în fața prefecturii Gorj. Care sunt nemulțumirile acestora, vă spun imediat. Pandurii au fost vizitați de UEFA, concluziile le vedeți la sport. Un bărbat de 59 de ani din Lelești este cercetat sub acuzația de corupție sexuală. Acesta ademenea fetițe între 7 și 10 ani în schimbul unor dulciuri. Gorjanul a fost adus la parchet pentru a da explicații cu privire la acuzațiile ce îi se aduc. Ce ați făcut? Aveți vreo vină? Aveți vreo vină? Nimic. Ce ați dezbrăcat cetițele? Nu. Ce faceați cu fetițele? Pentru ceva la poliția. De ce le dezbrăcați? Nu am dezbrăcat pe nimeni. Așa spun și părinții. Bărbatul a fost adus la parchet pentru a da explicații cu privire la acuzațiile ce îi se aduc. 24 de ore pe bază de ordonanță pe suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupție sexuală, acesta fiind prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Tatăl uneia dintre fetițe, care are 10 ani, spune că a depus imediat plângere și a stat toată noaptea la poliție. Deci două fetițe de 9 și 10 ani au recunoscut ca în greu că le-a fost frică că le ba sau ceva. În rest nu pot să spun nimic. Dar v-au spus cum se întâmpla? Da, au explicat la poliție, de față cu poliția și mi-a explicat și mie, dar... Le-a plăgea? Cu ce le-a plăgea? Fie mea mare care are 10 ani a spus că i-a promis bani, nu știu ce, nu știu cum, dar nu i-a dat nimic. Și ce le-a făcut așa? Le mângâia, le băga mâna în chiloței, după cum spun fetele, și le lua mâna și le punea pe... pe zis cu mine vorba. Asta este. Vă dați seama. Da, toată noaptea a fost la poliție. Tatăl unei alte fetițe de 7 ani spune că ieri, când a aflat de la soție, a alergat într-un suflet acasă, după care a sunat la 112. Eu ieri eram la servici și m-a sunat soția, că ea, fata era acasă și vecinul ăsta, Neanelu, a luat-o. I-a băgat mâna în chiloței, eu disperat am plecat la servici, am venit acasă cât am putut de repede. Și bineînțeles că primul că am făcut, că am întrebat fetița de soția, am întrebat-o și eu și soacră mea și alea, și a fost, s-au sunat la 112. Așa, fetița a recunoscut, ea tremura, plângea. Bunica uneia dintre fetițe povestește șocată că a simțit că ceva nu este în regulă cu Neanelu. Atunci am luat fetița de mână, am avut o stare, un șoc așa, am luat fetița și am zis, hai mama e cu mine la el, nenorocitul. Și e normal că am zis că oricare... Firea, da, am venit aici la el și l-am chemat. Măi, Nelule, ia vino să stăm puțin de vorbă. N-am intrat în curte. Vino să stăm de vorbă puțin. A ieșit la mine, am mers mai alături așa și am zis, bine, măi, pentru ce chem tu copilașul ăsta că n-are 15 kg? Pentru ce-l chemage? Păi să ne jucăm. Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers împreună cu lideri de sindicate din Rovinari, Seciuri și Motru au pichetat sediul prefecturii Gorj. Sindicaliștii au solicitat implicarea directă a premierului și deputatului de Gorj, Victor Ponta, în rezolvarea acestei situații prin emiterea de acte normative care reglementează funcționarea ANRE. Sindicatele din Univers pichetează în semn de protest față de poziția Agenției Naționale de Reglementare a Energiei, care a exclus de pe piață complexul energetic Oltenia, punând în pericol cele 19.000 de locuri de muncă directe și circa 5.000 de joburi la unitățile prestatoare de servicii pentru complex. Acest protest este organizat de Organizația Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers. Participăm 20 de lideri de sindicat cu funcții de răspundere la pichetarea prefecturii Gorj astăzi, în data de 14 și 15. Programul nostru de revendicări a fost înaintat, adus pe masa premierului și a directorului general și la dumneavoastră la presă. Principala problemă care ne frământă pe noi este lipsa de desfacere de energie, pentru că cineva pe piața energiei își bate efectiv joc de minerii și de energie. Mai mult decât atâta, noi mai avem niște puncte foarte importante în care noi am solicitat extinderea controlului la fostele entități care au intrat în complex pe ultimii 5 ani de zile.
Sindicaliștii au solicitat implicarea directă a premierului și deputatului de Gorj, Victor Ponta, în rezolvarea acestei situații prin emiterea de acte normative care reglementează funcționarea ANRE, agenția având în prezent poziție de stat în stat. Aurelian Pușcu din Seciuri spune că în zona sa este vorba de pierderea a circa 300 de locuri de muncă. Vrem să se deschidă, că noi nu suntem pe punctul de a pierde locul de muncă și nu vor să extindă cariera. Sunt descoperte, făcută descoperte de 2 milioane de tone de cărbune și licență luată tot și vor să o exploateze auto cu cum să facem ziua de azi în România. Și nu, pe noi vor să ne închidă, să ne desfințeze. Câte locuri de muncă sunt în pericol? În jur de 300 de locuri de muncă. Sindicaliștii din Minerii și Energie mai cer și implicarea ministrului Economiei în efectuarea unor demersuri necesare pentru înființarea unui mix energetic, termohidroeolian, fotovoltaic, dar și implicarea Curții de Conturi a României în extinderea controlului efectuat de corpul de control al primului ministru, retroactiv pe o perioadă de 5 ani de zile. Scos din sistem o perioadă, până când așteptând de la guvernanță care ne-au cerut votul să intervină pentru acest complex care s-a creat într-un moment dificil pentru alții, pentru noi care facem parte din complexul Turceni. A fost foarte bine cum modul de organizare care a fost înainte. Am preluat pe celelalte probleme, deci ne-am integrat în complexul Oltenia. Acest sindicaliști mai doresc și implicarea premierului Victor Ponta și în crearea de alternative economice și crearea de noi locuri de muncă pentru zonele județelor Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Vâlcea. Mergem la București pentru a le spune celor de la ANR că sabotează energia românească și mă bazez pe acest lucru pentru că la un interval de 24 de ore dispeceratul energetic național a dispus la complexul energetic Oltenia oprirea și reponirea unor capacități cumulate de aproximativ 800 de megawatt, ceea ce reprezintă costuri de 200 de mii de euro pe zi. Ne mai vorbim de situații în care instalațiile sunt oprite pe termen lung, ceea ce duce la o uzură fizică a acestor instalații. Guvernanții în campania electorală ne-au promis multe. Au promis că nu vor privatiza complexul energetic Oltenia, au promis că nu o să fie concedieri colective. Mâine se va continua protestul. Mâine se va continua protestul până pe data de 20. Mâine cine va merge? Cred că sindicatul de la Rovinări. A doua zi de proteste și la București. În această dimineață, un alt grup de 100 de mineri de la sindicatul Mine Energie Jilz și sindicatul Energie Craiova au plecat în capitală pentru a picheta sediul ANRE. Până pe 24 mai, în fiecare zi, sindicaliștii vor protesta pentru ca Agenția Națională de Reglementare a Energiei să respecte ordonanța de urgență dată de guvern care obligă compania să livreze 500 de megawatți pe oră în sistemul energetic național. Protestele continuă și mâine cu sindicatul de la Rovinari. Ion Moraru, secretarul executiv de la Jilz, a precizat care sunt revendicările minerilor. Administrația complexului energetic Oltenia încearcă să-și ia o serie de măsuri de precauție, ținând cont de problemele care există în această perioadă cu vânzarea de energie. Mai exact, directoratul se gândește să investească într-un parc fotovoltaic, care va fi amplasat pe haldele de steril ce se află în proprietatea gigantului energetic. Directorul diviziei miniere, Daniel Antoni, a confirmat faptul că această variantă este luată în calcul de către administrația complexului energetic Oltenia. Managerul entității energetice, Laurențiu Ciurel, va discuta pe marginea acestei investiții cu ocazia vizitei pe care o are în China, mai afirmă Antonie. Sunt discuții în această delegație sunt în China și pentru aceste aspecte de a forma parcuri pe fotovoltaice pe haldele de steril din cadrul complexului energetic Oltenia. Deci se discută și aceste aspecte în această delegație. Ciurel nu va lua parte la prima rundă de negocieri dintre sindicate și conducerea CEO, unde se vor purta discuții despre restructurarea personalului din cadrul gigantului energetic. Uniunea Națională pentru Progresul României, filiala Gorj, va fuziona cu organizația județeană PSD. Progresiștii gorjeni au părerile împărțite însă. Dacă primarul de la Bălănești, Ovidiu Pungan, vede cu ochii buni fuziunea, președintele organizației de la Alimpești, Leonida Belger, nici nu vrea să audă de așa ceva și spune că va rămâne independent.
Fuziunea dintre PSD și UNEPR nu este văzută cu ochi buni de președintele UNEPR Alin Pești, Leonida Belger, care spune că va rămâne independent. Belger susține că nu este singurul care are această părere, mai ales că la ultima ședință doar 2 sau 3 președinți de organizații au fost de acord cu fuziunea, restul nu. Și dumneavoastră unirea aceasta PSD, UNEPR? Principatelor, unirea principatelor. Nu, eu personal nu sunt de acord cu alianța asta, sub nicio formă, pentru că am un motiv foarte bine întemeiat, plauzibil. Spuneți și dumneavoastră dacă de când sunt la guvernare s-a schimbat ceva în bine pentru oameni. Dacă dumneavoastră a simțit ceva spre bine, e ok, înseamnă că stâmpit eu. De nu s-a schimbat absolut nimic, mergem din ce în ce mai rău, mai rău, din păcate. Și nu pot, eu nu pot să accept să intru în alianța asta. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei care vor să rămână independenți. Adică veți rămâne independent? Legea ne conferă dreptul ăsta pentru... Absorpția UNEPR de către PSD este văzută bine de către primarul comunei Bălănești, Ovidiu Pungan. Uneperistul crede că este mult mai bine pentru scena politică să fie două partide mari decât mai multe mici. Eu văd o chestie bună, această unire trebuie să facă și în celelalte partide, ar fi de preferat ca să rămână, cum este în toate statele, să rămână două partide, unul de stânga și unul de dreapta, să fie niște partide care sunt competente și să facă treabă, să facă ceea ce trebuie făcut. Eu nu am nimic împotriva acestei unificări. Așa că de dumneavoastră ca fi mai bine. Două partide mari, nu mai multe mai mici. Unul de stânga și unul de dreapta, cum este peste tot, în majoritatea țărilor. Angajații primăriei Crușeț nu și-au primit salariile pe luna martie. Ei au ajuns în această situație după ce trezoreria a dispus blocarea conturilor instituției din cauza unor datorii. Oamenii speră ca măcar în zilele următoare să își primească banii. Administrația locală era obligată să își achite până în data de 31 martie 85% din arierate, iar pentru a putea să facă acest lucru a făcut un împrumut. Creditul nu a fost aprobat până acum, iar trezoreria a blocat conturile primăriei. Cei 23 de angajați au fost afectați de această măsură. Câți angajați sunt în această situație și de cât timp nu și-au primit bani? Angajații sunt conform organigramei aprobate de către prefectură, e vorba de 23 de persoane, dar... Vestea bună că probabil joi avem zi de salariu și aducem pe luna aprilie. Vedeți dumneavoastră, când nu asigură ritmicitate în asigurarea salariilor, fiecare are familie, are greutăți, are copii prin școli, bănci și din acest punct de vedere a existat disfuncționalități. Dar sperăm că acele arierate prin care ne obligă fondul monetar să le achităm și să nu mai avem arierate față de agenții economici, atrage de la sine și deblocarea conturilor primăriei Crușeț. Angajații au precizat că este pentru prima dată când sunt puși în această situație și speră ca în curând să-și primească salariul. De cât timp nu v-ați luat salariul? Salariul nu l-am luat pe luna martie, nu l-am luat, dar ni s-au comunicat că pe data de 15 ne vor intra banii în cont. Da, avem restant salariul lunii martie, dar se va rezolva în... maxim 2-3 zile se va rezolva această problemă. Este asta o problemă cu salariul neluat la timp? S-a întâmplat acum datorită faptului că am înregistrat arierate, ni s-au sistat cotele, nu ni s-au fost virate și nu s-au putut onora salariile. Dar... Primăria Crușeț are datorii după ce în comună au fost realizate două proiecte. Este vorba despre înlocuirea sistemului clasic de încălzire la școală și primărie și reabilitarea unui drum din localitate. Fermierii gorjeni s-au înghesuit astăzi la centrul județean Apia pentru a depune cererile de plată de suprafață aferente campaniei 2013. Și asta pentru că astăzi este ultima zi de depunere a cererilor de sprijin pe suprafață pentru anul în curs, fără penalizări. Numărul fermierilor care s-au prezentat până acum la Apia Gorj este mult mai mic decât cel de anul trecut datorită condițiilor meteorologice. Termenul limită de admisibilitate a cererilor este 10 iunie 2013 inclusiv. Până ieri au fost depuse 21.000 de cereri de plată. De mâine, toți fermierii gorjeni care se vor prezenta la APIA cu cererile de sprijin vor fi penalizați. În acest an, plata unică pe suprafață este de 139 de euro pe hectar. Începând de mâine, 16 mai, până în data de 10 iunie inclusiv, toți care vor depune cereri de plată pe suprafață vor fi penalizați cu 1% pentru fiecare zi de întârziere. Plata unică pe suprafață va fi plătită în acest an fermierilor
într-un echivalent de 139 de euro pe hectar. În acest an, până ieri, din totalul de 25.600 de fermieri gorjeni, doar 21.000 au solicitat sprijin. Din statistica APIA Gorj, numărul cererilor de plată pe suprafață este mult mai mic comparativ cu cel din anul precedent. Întârzierea muncilor agricole datorită vremii nefavorabile i-a determinat pe oameni să amâne depunerea documentației. Din păcate, în acest an s-a constatat o prezență nemulțumitoare a fermierilor în timpul alocat depunerii cererilor, în intervalul 1 martie până la 15 mai, pentru că erau așteptați peste 25.600 de fermieri. Probabil că condițiile climatice din această primăvară de întârziere a campaniei și alte lucrări agricole i-a făcut pe fermier să întârzie cu depunerea cererilor. Oamenii au lăsat depunerea cererilor de plată pe suprafață pentru ultima zi în care nu se percep penalizări datorită muncilor gospodărești. Unii dintre ei au fost nevoiți să aștepte ore în șir pentru a depune documentația, dar spun că efortul merită, deoarece nu vor fi penalizați. Fermierii mai în vârstă nu sunt obișnuiți cu noul mod de operare al lucrătorilor de la APIA, iar acesta ar fi unul din motivele pentru care durează mult timp la depunerea cererilor. Așteptați de mult? De vreo oră. Vinovați suntem noi, că am așteptat până în ultima zi. Eu recunosc că oamenii muncesc. Noi suntem vinovați că am tărăgânat treaba, hai să meargă. De ce ați lăsat? De ce? Alte ocupații. La țară e muncă. Nu? Ei lucrează pe calculator, oamenii sunt în vârstă, nu văd și cere, bă, ia, arată-mi și mie unde e poziționată parcela. De unde să știe ăla de 70 de ani sau de 80 de ani pe calculator să-i arate exact poziția fâșii lui de loc? Numărul celor care au promovat examenul de obținere a permisului de conducere a crescut în primul trimestru al anului 2013 cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, o statistică realizată la nivel național de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor clasează Gorjul în topul județelor cu cele mai slabe rezultate la obținerea permisului de conducere, aproape 60% dintre candidați fiind respinși la prima examinare. La nivelul județului nostru, de la începutul anului și până acum, au solicitat obținerea permisului de conducere 5.020 de persoane. Conform conducerii Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule Gorj, din totalul de candidați înscriși, doar 1.900 au promovat examenul. În trimestru 1-2013, în județul Gorj, au fost programați 5.020 de candidați. Dintre aceștia, doar 1.900 au obținut permisul de conducere. Procentul de promovabilitate la nivelul județului cunoaște o mică creștere, respectiv de 2%, de la 34,47% în trimestrul 1-2012 la 36,67% în 2013. Numărul posesorilor de permise de conducere de sex masculin din județul nostru este aproape triplu în acest moment față de cel al femeilor care urcă la volan în mod legal. La nivelul județului sunt 111.286 de permise, dintre acestea 30.844 sunt în posesia persoanelor de sex feminin, iar 80.402 la bărbați. Statisticile arată că există multe persoane care încearcă să obțină un permis de conducere de foarte multe ori, cea mai grea probă dovedindu-se a fi cea practică, iar exigența examinatorilor este una ridicată pentru a evita accidentele rutiere tot mai dese pe șosele. Apariție inedită în incinta Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Caravana națională, laboratorul verde al reciclării, a ajuns în mijlocul elevilor. Prin intermediul tehnologiei, copiii au putut înțelege mai bine cât de important este să colectăm selectiv. Zeci de elevi de clasa a treia care învață la Colegiul Național Tudor Vladimirescu au urcat în autocarul reciclării, unde îi aștepta un adevărat laborator. Copiii au aflat cu această ocazie informații utile despre colectarea selectivă și despre reciclare. Caravana reprezintă un autocar modificat, astfel încât elevii de clasa a treia să aibă parte de o experiență multimedia.
Astfel, în prima parte, merg în zona de animație, unde văd un film 3D pe tema reciclării selective sau cu personaje adaptate vârstei lor. După care merg în zona de joacă, unde pe 10 tablete interconectate se joacă un joc de echipă, obținând un punctaj. La final de caravană, școala care a obținut cel mai mare punctaj va fi premiată cu un premiu special. După câteva minute de stat în autocarul transformat într-un laborator, elevii au ieșit plini de entuziasm. Cum ți s-a părut în autobuz? Foarte frumos! Am învățat lucruri noi și foarte interesante. Ce anume? Păi, am învățat unde să pun sticla, de exemplu, unde să pun o cutie de carton. Am primit și cadouri, am vizionat un film frumos și ne-am jucat în joc. Este important să colectăm selectiv? Da, pentru că așa ne salvăm planeta. Păi, am văzut un film foarte drăguț și amuzant, ne-am jucat jocuri foarte interesante. Despre ce era vorba? Despre reciclare. Aceasta este cea de-a doua ediție organizată. Anul trecut, caravana poposind în 52 de școli din 25 de orașe. Aproximativ 5.000 de elevi au fost implicați în acest proiect. Revenim în câteva momente cu știrile din sport. UEFA a vizitat azi pe Panduri, un reprezentant al forului european a inspectat baza de pregătire a gorjenilor și va decide dacă Pandurii pot juca meciuri din preliminariile Europa League la Târgu Jiu. Trupa lui Pustai are șanse mari să primească unda verde pentru primele două tururi de calificare, dar apoi trebuie să găsească o altă arenă care să-i găzduiască. Cel mai important lucru, mai sunt trei etape și sunt 9 puncte puse în joc, 3 finale pentru echipa noastră. A venit reprezentantul UEFA, dar în primul rând trebuie să ne calificăm noi în Europa League. Șansele sunt destul de mari. Pandurii sunt aproape calificați în Europa League. Nistor și compania au 2 puncte avans de Astra și Petrolul cu 3 etape înainte de final și încearcă să țină de avantaj. Gorjenii au primit astăzi vizita unui reprezentant de la UEFA. Sârbul Neboia Ivković a luat la puricat baza de pregătire. A inspectat mai întâi terenul de joc, apoi a verificat tribunele și scările de acces, dar nu a uitat nici de locurile de parcare, lojele sau vestiarele. La ultimul capitol, pandurii stau cel mai bine, investind câteva sute de mii de euro în modernizarea lor în urmă cu un an. În total, sârbul de la UEFA a zăbovit câteva ore bune, notând și fotografiind fiecare amănunt pe parcursul inspecției. Pandurii au aflat că au o lună de zile la dispoziție pentru a pune la punct stadionul pentru Europa League. Sensul a notat, concluziile o să le primim după ce face un raport, o să trimite la FIFA, la UEFA, UEFA ne va trimite nouă. Normal că sunt necesare unele îmbunătățiri, unele modificări la stadion, dar eu zic că în mare stăm destul de bine. Cred că avem șanse să jucăm cele două tururi la Târgu Jiu. Asta e cel mai important lucru, pentru că ne dorim foarte mult să jucăm în fața propriilor suporteri. Variantele este să facem un efort, cum am făcut atunci când am promovat, să acoperim 7.000 de locuri, să facem locurile disponibile cu toate utilitățile pentru presă, parcarea. Din punct de vedere al vestiarelor și corespunde. În cel mai fericit scenariu, Pandurii vor primi undă verde pentru a juca la Târgu Jiu în primele două tururi preliminare. Dacă ajung în turul 3, lucrurile se schimbă. Gorjenii suferă din cauza lipsei unui hotel de minim 4 stele, dar și pentru că cel mai apropiat aeroport este la Craiova, la peste 100 de kilometri distanță. Pandurii caută variante alternative dacă ajung în turul 3. Te-am gândit, probabil avem stadionul CFR din Cluj, stadionul din Ploiești, Național Arena, de fapt la Cluj cele două, Cluj Arena, cele două stadioane întrunesc condițiile pentru a disputa jocul din turul 3. Dacă vor termina sezonul pe locul secund, Pandurii vor intra direct în turul 2 preliminar al Europa League. În cazul în care încheie pe 3 și în funcție de câștigătoarea Cupei României, Pandurii pot debuta în competiție încă din turul 1 preliminar, programat pentru 4 și 11 iulie. Energia Pandurii încearcă imposibilul în Cupa României. Handbaliștii lui Andrieș au avut parte de o tragere la sorți groaznică. Vor juca în sferturi cu supercampioana HCM Constanța, așa că au șanse mici să treacă mai departe. Meciul se joacă vineri de la ora 14 și va fi în direct pe un post de televiziune național.
Energia a prins în extremis locul 8 și a îndeplinit obiectivul minim, calificarea la turneul final al cupei. Tragerea la sorți a fost însă una ciudată. Au fost împerecheate echipele exact după locul ocupat în clasament. Astfel, locul 8, Energia a picat cu HM Constanța, locul 2, Știința Băcău, cu locul 7, Timișoara, Cara Severin cu Odorhei și Turda cu Suceava. Din păcate, sorții nu ne-au și norocul nu ne-a surâs. Am picat cu HM Constanța, campioana în titre și câștigătoarea cupei anul trecut și anii trecuți, de fapt. Dar, până la urmă, presiunea este mai mult pe umerii lor, pentru că noi ne ducem, suntem considerați outsider și ne ducem să facem un joc bun. Energia a pierdut ambele meciuri contra Constanței în acest sezon. Trupa lui Andriești are și o revanșă de luat după finala cupei pierdută categoric în urmă cu 2 ani la Severin. Gorjenii vor să creadă acum într-un miracol. În sport și mai ales în competițiile acestea surpriză, să spunem, Cupa României, se pot întâmpla multe. Da, eu zic că ar fi o mare surpriză pentru noi dacă ne-am calificat, dar trebuie să recunoaștem că sunt favoriți și au șanse mari de a se duce mai departe. Turneul final al Cupei României are loc la Brașov de vineri până duminică. Energia joacă contra Constanței vineri de la ora 14, meciul putând fi urmărit de fani și la televizor. Urmărim în continuare datele despre vreme. Aici se încheie știrile orei 20. Nu uitați, acum ne puteți urmări și online pe www.gorjtv.ro. Rămâneți cu noi, urmează editorialul Pilula cu glazură de ce anură, realizat de Ovidiu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună tuturor!